Après la collecte, que deviennent les ordures? Il y a les ordures ménagères qui sont collectées, et puis il y a la proposition d'une machine pour comprimer les plastiques. Est-ce qu'il y a une valorisation spécifique de ces plastiques-là? Enfin, que deviennent les déchets ensuite? Președintele Metropolei Nantes s-a arătat interesat de proiectele primăriilor din județul Mehedin și și-a arătat disponibilitatea de a sprijini comunitățile de aici. Am optat pentru o auto-utilitară pentru gunoiul menajer. M-am gândit că în acest sens voi angaja din partea romilor 2 sau 3 cetățeni și pe de altă parte va fi necesară această auto-utilitară fiind un preț mare la gunoiul menajer plătindu-l acum Consiliul Local unei societăți. Aceasta vine în folosul comunității pentru a diminua din taxele pe care locuitorii comunei le plătesc în momentul de față. Și la Punghina, francezii s-au arătat interesați să sprijine locuitorii comunei prin reabilitarea școlilor și grădinițelor. Am reamenajat 2 săli de clasă unde să putem să mutăm copiii din grădinița respectivă. Et on reformule la demande de ce que ce projet puisse s'inscrire dans la stratégie départementale voire nationale de personnes âgées. Quels sont les programmes qui sont en place, puisque c'est un programme ambitieux. Autoritățile franceze s-au implicat în ultima perioadă în sprijinirea familiilor nevoiașe din Mehedinți, în special cele de etnie romă, pe care vor să le reintegreze în societate.